Bărbatul s-a prezentat joi la spitalul de boli infecțioase cu simptome de tetanus instalate de peste o săptămână. Cum simptomatologia s-a agravat, bărbatul a fost transferat la spitalul de urgență, dar acolo a murit după o zi. Avem o suspiciune la nivelul județului Galați. E vorba despre un bătrân de 78 de ani care s-a prezentat vineri seara cu o stare generală alterată, trismus prezent la spitalul de boli infecțioase. Starea generală fiind agravată, a fost transferat la spitalul de, clinic de urgență Sfântul Apostol Andrei, fiind internat în terapie intensivă și intubat. Din păcate, pacientul a decedat după 24 de ore. Pacientul se tăiase la picior în urmă cu 3 săptămâni. A crezut că îi va trece rana, însă pe zi ce trecea se simțea din ce în ce mai rău. Abia după o săptămână s-a dus la cabinetul medical din localitate. Nu l-a găsit pe medic, așa că bărbatul s-a întors acasă, sperând că îi va trece piciorul. Din păcate, rana continua să se inflameze, iar starea bărbatului se degrada constant. S-au recoltat probe biologice pe care le-am trimis la Institutul Cantacuzino în vederea confirmării diagnosticului de tetanie. Din ancheta epidemiologică pe care am realizat-o, am constatat că pacientul a avut o plagă la nivelul piciorului, plagă care s-a evidențiat și clinic, ea fiind supurată, aceasta fiind și cauza apariției tetanusului. Medicii au prelevat probe de la bărbatul decedat pe care le-au trimis la Institutul Cantacuzino pentru a confirma sau infirma dacă este vorba despre tetanus. Noi așteptăm rezultatele de la Institutul Cantacuzino care să certifice că avem de-a face cu un deces prin tetanie. Și în Galați, ca și în celelalte județe din țară, există o criză de vaccin antitetanos de mai bine de o lună.